De sute de ani își face simțită existența într-un loc rupt de restul lumii, departe de zgomotul orașului, un loc de rai. Mănăstirea Coșulea, după denumirea pe care o știm cu toții, dar cu numele său real, Mănăstirea Sfântul Nicolae. Lăcașul de cult, recent restaurat de autoritățile județului printr-un program cu finanțare europeană, este înconjurat de un cadru natural deosebit, parcă desprins din rai. Cei care își doresc un sfârșit de săptămână în care să simtă liniștea naturii aproape, să se încarce de frumusețea peisajului pe care îl aduce frumoasa mănăstire de la Coșula, vor simți cu adevărat puterea naturii asupra sufletelor. Este un loc unde mai ales cei îndrăgostiți de natură vor respira în voie aer curat, vor admira verdele ei care înconjoară frumosul edificiu religios. Florile care îl împodobesc, nesfârșita pajiște bine îngrijită din curtea lăcașului, țiulipitul păsărelilor, balta din apropiere și nu în ultimul rând biserica, decorată cu un galben unicat, cunoscut drept galbenul de Coșula. Mănăstirea Coșula, unul din cele mai importante monumente din județ, un loc de pelerinaj pentru miile de creștini din țară. Mănăstirea este cunoscută pentru galbenul de Coșula, care se poate observa pe pereții din interiorul acesteia. Mario Galan, Ziarul Baz. Căci, așa cum la Mănăstirea Voroneț există celebrul ei albastru, mănăstirea de aici se remarcă prin galbenul care se zărește pe zidurile clădirii. Mănăstirea datează din anul 1535, însă muzeograful Alexandru Ciobanu ne-a povestit atât despre galbenul celebru, cât și despre arhitectura clădirii și pictura ei. Este foarte celebră această mănăstire, tocmai datorită picturii exterioare, deși din păcate astăzi se păstrează doar pe fațada vestică, după cum puteți vedea, o scenă din judecata de apoi. Este singura mănăstire din județul Botoșan, de altfel, care a beneficiat de pictură exterioară. Se poate vorbi, deci este acel galben auriu și se poate vorbi de galbenul de Coșula, exact cum experții vorbeau și de albastru de Voroneț, roșu de Moldovița sau verde de Suceviță. Mănăstirea de la Coșula este dotată cu o bibliotecă și un muzeu care deține adevărate comori pentru cei interesați de istoria locului. Aici, la Coșula, a fost tradus un text ce aparține lui Herodot, pe care Marele Nicolae Iorga l-a adus la Academia Română. Biblioteca este dotată cu cărți în limbile română, chirilică, neogreacă sau latină. Zidul mănăstirii este original, iar sărăția, clădirea în care se află astăzi biblioteca și muzeul, datează din secolul al XVII-lea. Surse neoficiale susțin că aici, până în 1976, funcționa o maternitate, un spital și o casă de copii. Recent reabilitată acum, toate aceste comori ale mănăstirii au fost puse în valoare, ceea ce face ca numărul turiștilor să crească de la an la an. Dumneavoastră sunteți preot la această mănăstire și vreau să vă întreb, vin turiști din țară la această mănăstire, la Mănăstirea Coșula, recent reabilitată? Sigur că da, sunt preot slujitor aici la mănăstire de aproape 16 ani și într-adevăr în ultimul timp vin foarte mulți pelerini, turiști, având în vedere că a fost proiectul ăsta de reabilitare și de consolidare a mănăstirii, s-a făcut și o, să zicem așa, eu știu, o reclamă, o promovare pe internet și într-adevăr sunt foarte mulți care sunt interesați de acest loc, deși de foarte mult timp nu s-a știut nimic. Din ce zonă vin turiștii? Din toate colțurile țării, chiar și din afară. Am avut turiști chiar din Franța, din Germania. Oamenii locului, cei care participă duminică de duminică la slujbele oficiate, cei care își botează și căsătoresc fii aici, sunt pur și simplu îndrăgostiți de aceste meleaguri. Cum arăta mănăstirea înainte? Eu sunt aici născut în satul Coșula. Aici m-am trezit la mănăstire, m-a adus mama, tata, bunici aici. Pot să zic că sunt foarte legată de că e și locul natal. Aici am și căsătorită și am botezat și copii, 7 copii. Ce picturi se găsesc în mănăstire? Pictura este foarte frumoasă, cu emoții. Vă pot spune din istorie și cum am învățat aici în satul Coșula. Este de pe timpul Lumatei Coșovei, care sunt, este și podul făcut de marele voievod Ștefan cel Mare, care a fost un luptător și foarte frumos și cu emoții.
Ce ar putea atrage pe turiști aici la această mănăstire? Pe turiști la această mănăstire i-ar putea atrage dragostea și împăcarea cu Dumnezeu. Că totodată împăcarea cu Dumnezeu și este legat cu sfință și cu voievozii care au luptat și ca mulțumire au făcut ceva pentru Dumnezeu. Și ce au făcut? O mănăstire și o biserică, că așa trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Copiii și tinerii vin aici la slujbele de la mănăstirea Coșula îmbrăcați în straie populare, așa cum se obișnuia pe vremuri. Cum s-a întâmplat să vii în costum popular astăzi la biserică? Păi, am vrut să vin la biserică într-un costum popular. De unde ai costumul? De la verișoară. Este, după cum pare, pare a fi destul de vechi. Da, așa este. Un minus al acestor meleaguri ar fi faptul că nu există locuri de cazare pentru cei din țară care doresc să nopteze aici. O posibilitate de a atrage turiști ar însemna construirea unei pensiuni sau unor căbănuțe prin crearea unui circuit între cele trei mănăstiri din zonă, Zosin, Coșula și Vorona. Și ne puteți spune despre acest lucru, dacă mai este vreo inițiativă de a se face acest circuit? Inițiativa a rămas la latitudinea Mitropoliei Iași, dar ca să revin la întrebarea care mi-ai pus-o mai înainte, da, ne gândim la un astfel de agrement între cele trei mănăstiri și putem realiza lucruri frumoase și atrăgătoare pentru cei care doresc să viziteze aceste mănăstiri. Până când pelerinii se vor putea bucura de acest circuit al mănăstirilor vizitate de turiști din țară, rămâne doar alternativa de a nopta la Ipotești, la Vorona, la Botoșani sau cine știe unde.